Promisiunile lui Dumnezeu sunt de fapt obligații pe care El și le auto impune. Ar vrea să citim un text cât se poate de cunoscut, un text care conține o promisiune colosală. Este vorba de Ioan 15, vom citi de la versetul 1 până la versetul 6. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt adevărată viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt mlădița, voi sunt, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Textul acesta de fiecare dată când îl citesc, nu-l mai pot desprinde de un eveniment nefericit din lucrarea mea pastorală. Tragi, comic. Și oricât încerc să trec peste textul acesta sau să mă uit în adâncimea lui, prima imagine care îmi vine în minte este acel eșec de care am avut parte cu mai multă vreme în urmă a fost momentul când era cât pe ce să dau foc bisericii. Este exact acest text pe care am încercat să-l ilustrăm cu mulți ani în urmă la o întâlnire de tineret în biserica din Mănăștură. Unii știți povestea, unii ați experimentat-o, câțiva, alții nu știți despre ce e vorba. Așa că, foarte pe scurt, să scap de imaginea asta să putem intra în text. S-a întâmplat următorul lucru. Poate avem ceva de învățat și de aici. Dorim să ilustrăm textul acesta, să-l facem să fie cât mai viu, mai vivid în viața celor prezenți. Eram într-o serie, duminicile seara, despre legile împărăției. Și am spus cu echipa de atunci, am spus, haideți să haide să uh, ilustrăm cum a textul acesta să aibă forță, să aibă impact. Oamenii văd, nu doar citim un cuvânt, îl și vizualizăm. Zi și făcut. Am trimis tineri în pădure, au tăiat crengi uscate și crengi încă verzi. Am construit o cruce uriașă în spatele nostru, am îmbrăcat crucea aceea în aceste mlădițe verzi și uscate. Și scena era foarte simplă. Începe serviciul divin și am spus de, vom începe serviciul cu textul, înainte de predică recitim textul și vom încheia seara cu recitirea textului. Așa că zi și făcut. Ne-am pus pe treabă și lucrurile erau simple. Pornește o vioară, începe să acompanieze frumos vioara. Cristina Precu pe atunci citește textul cu intonația ei frumoasă, cu vocea caldă, citește textul. Și aveam un vier, un băiat îmbrăcat într-o robă albă, care cu o foarfecă mare urca pe scenă și în timp ce se citea textul, tăia crengile uscate, tăia una, tăia alta, cădeau pe jos, se încheie scena, el coboară, vine momentul de închinare în biserică, perfect. Se termină momentul de închinare, urma predica, din nou recitim textul, din nou se ridică vierul, începe să taie crengile în timp ce se citea textul, atmosfera plăcută, era vizual, crengile uscate, mlădițile uscate cădeau pe jos, se adunau acolo, totul bine și frumos. Se ridică vorbitorul, predică. Urma a treia parte. Și noi ne gândisem în echipă, măi, ce e de făcut, ce să facem? Cum pregătisem un altar frumos din piatră, în fața bisericii, înăuntru pusesem un vas metalic în care am spus, vine vieru, strângem lădițele de jos, le aruncă în containerul acela metalic și de foc, art, biserica vede, ilustrația puternică, merge înainte. Numai că ne gândeam noi, mai dar știi cum e, nu știi cum ar, trebui clădit un pic focul. Cum să facem? Dăm foc, în chibritul, dacă nu se aprinde, totul nu iese, e de râs. Închem, într-un mod, uh, pierdem tot ce am creat până atunci. Și atunci mi-a venit o idee. Folosim niște benzină. Niște benzină. Așa că am venit de acasă pregătit cu, nu cu atâta benzină, ci cu un borcan de 400 de mililitri de benzină. L-am pus lângă vier, era a treia înfățișare a vierului, să ilustreze versetul 6, este aruncat afară, se osuclă, sunt uscate, sunt, cele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Și în timpul predicii, ce v-am spune, mă, nu-i bine să pui atâta benzină, s-ar putea să nu iasă chiar bine. Îi spun vierului care l-a lângă mine, zic, auzi, am adus multă benzină. Tu pune numai câțiva stropi. Ideea să ia un pic de foc, să fie un pic de foc acolo, un pic de fum, e suficient. Da, da, bine, 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 e regulă. Predica se încheie, pornește muzica, Cristina citește frumos textul, vierul urcă liniștit, strânge crângile uscate, le aruncă în vasul metalic, borcanul era pus acolo undeva lângă altar, ascuns, aruncă mlădițele, ia borcanul, și îl toarnă tot în vas. În momentul acela m-am uitat pe scaun și am zis, oare ce o să iasă? Nu vă puteți imagina ce a ieșit. Cu tot calmul, vierul nostru de foc la chibrit și cu încredere se aplacă să-l pună acolo. Nu se aplacă bine că vâș, o așa de mare, vierul face un salt într-o parte Mlădițele încep să ardă, un fum negru, gros, îndreptat spre tavanul de lemn al bisericii. O locomotivă adevărată în mijlocul bisericii, un fum gros, încetoșat, izbucnește acolo. Vierul se de o parte de complet. Eu de pe bancă zic, ce de făcut? Și atunci mă scol așa cu toată liniștea, încrederea, pe dinăuntru explodasem, urc liniștit pe scări, vin aici în față, în fața mea ardea, ca și cum totul e sub control, totul a fost gândit. Fumul ieșea de lângă mine, vin așa aproape de altar. În biserică, când s-a prins chibritul, a fost un soi de... Să auzeau niște fâșiituri prin biserică, disperarea se simțea în aer. Foarte calm urc, ajung lângă locomotivă. Fumul era greu. Cu liniște iau microfonul, când pun mâna pe microfon, mă arde mâna o ridic așa puțin, încerc să pun mâna, să-l trag mai încolo, pe cablu era deja topit, mi se tot pe mână, îl prind așa de asta și fac un pas cam așa. Și am început să ne ridicăm, să ne rugăm. Închideți, vă rog, ochii. Nu știu câți au închis ochii. Eu i-am închis, eu am închis ochii, că nu vreau să văd ce lângă mine. Și am început să mă rog în liniște, Doamne, așa și pe dincolo. Era o căldură lângă mine simțeam cum jumătate din față mă ardea la maxim. Cred că eram roșu ca parafocului. Cealaltă parte, jumătatea corpului meu era albă ca varul și asta roșie ca focul. Am întâlnit rugăciunea și cu calm spun, biserica este liberă, putem să plecăm. Deja în biserică era un fum gros. Oamenii ceau să tușească. S-au deschis ușile. Au ieșit oamenii afară. Când am dat drumul cu calm, bisericii să plece, m-am întors în spate, am luat două crengi de pe jos, le-am băgat în toartele m -m, containerul metalic și, pardon, 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 am ieșit afară din biserică să arunc sursa de foc afară. Bineînțeles că vorbe, deja câțiva erau pe câmpă, dealuri cu vacile și au auzit deja că răi era să foc la biserică. M-am întors înăuntru, că e parte frumoasă, m-am întors înăuntru, în timp ce, când am deschis ochii de la rugăciune, deja de sub vasul metalic ieșea un fum albastru și gros. Gros și lipicios. Mocheta de desubt începea să ardă. Era o mochetă albastră. Biserica se eliberase, m-am întors în fața altarului, Containerul fusese scos afară și sub el, pe mocheta albastră frumoasă a bisericii, era o pată neagră, maro, lipicioasă, încă mai ieșa fumul ăla de mocheta de plastic ars, un miros greu. Am stat și m-am uitat acolo și am spus, rei, mars la comitet, a încurcat-o, ești pierdut. Am zis, am greșit, n-am calculat toate riscurile, Doamne, îți mulțumesc că n-am ars biserica, că nu știu ce m-am mai spălat de o astfel de chestie. Și cu coada între picioare m-am dus marți la comitet. Am stat încordat toată ședința de comitet. Mă așteptam să sară pe mine toată lumea. Liniște și pace, se târnă ședință, nu vrea neam, nu se poate. Nimeni nu zice nimic. Am ars biserica, am pus-o în pericol, mocheta e stricată. Și când se încheie ședința, spunea de să ne ridicăm, să ne rugăm, să plecăm acasă. În momentul acela, un frate din comitet zice, nu, 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 nu. Nu putem pleca în acasă. Că uite ce a fost duminică și începe să spună, nu fusese prezent, uite ce s-a întâmplat, ce am auzit, sau nu se poate, este inadmisibil. Și atunci, eram pregătit și m-am apucat să caz gura să spun, da, am greșit în ceretare, îmi pare rău, n-am calculat bine, recunosc, faceți cu mine ce vreți, recunosc că am greșit, mi asum greșeala asta, păcatul ăsta. N-am apucat să caz gura că fratele Popa e o gen. Zice, băi, Lazar, tu ai fost prezent duminică. Păi n-am fost, dar am auzit. Nu, no, dacă n-ai fost prezent, tași din gură. Eu am fost prezent, am văzut, a, fost, a avut efect. Uh, a avut efect. Totul a avut efect. A fost vizual, a fost puternic. Am priceput, putea să pricep foarte clar ce înseamnă să se arunce în foc mlădițele uscate. Așa că ce? s s-o un pic mă Și ce dacă? O tăiem, o schimbăm și am terminat. Ce mare lucru. Haideți acasă. Nu am apucat să caz gura să zic nimic, ne-am plecat acasă. Partea și mai comică este că la scurtă vreme mi oferit, s au oferit să mă ordineze ca pastor a bisericii. Sigur, povestea are multe învățături și nu avem acum timp să le extragem, dar povestea spune multe despre mine, spune multe despre fratele Popa spune multe despre creativitate, despre riscuri, despre tot felul. Dar de fiecare dată când citesc textul acesta, mintea mea e acolo. Ce am putut face atunci? Se pare că nu voi uita asta niciodată și probabil că e bine. De atunci n-am mai folosit foc în biserică și nici nu mai am de gând să folosesc. Și acum să trecem la textul adevărat. Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt cecuri în alb. Ele sunt însoțite de niște condiții. Promisiunea este foarte clară. Cel credincios rodește. Condiția este să rămână în Hristos. Așa că în cele ce urmează vom răspunde la două întrebări mari. Unu, ce înseamnă aduce rod sau, de fapt, ce ne promite aici Dumnezeu, care este conținutul promisiunii sale, ce înseamnă rodire. Și doi, ce înseamnă rămânere în el. Cum se manifestă concret condiția rodirii? Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Așa începe textul nostru. Alegoria viței este evidentă. Isus e vița, tatăl, Dumnezeu tatăl este vierul, noi, ucenicii Domnului Iisus și noi suntem mlădițele. Pe orice mlădiță care este în mine și ne aduce roadă, el o taie. Ce învățăm de aici? Învățăm că scopul existenței mlădiței este rodirea. Mlădița există ca să rodească. Mai învățăm ceva. Preocuparea vierului este clară. Rodirea, dacă nu rodește, o taie. Existăm ca mlădițe ca să rodim. Iar dorința, preocuparea, scopul vierului este ca noi să rodim. El asta așteaptă de la noi. Altfel, taie. Și bun atunci, ce înseamnă rodire? La ce se referă Isus când spune că mlădița aduce roadă? Asta răspunsul putem da destul de ușor, pentru că Scriptura se explică cu Scriptura. Când Isus spune că așteaptă rod de la mlădiță, el se referă la două lucruri mari. Unu, roada Duhului, rodirea în noi, roada în noi și roada prin noi, lărgirea împărăției prin proclamarea Evangheliei. Cele două aspecte sunt complementare și inseparabile. Când Isus spune aștept să aduceți roadă, scopul meu pentru voi este să aduceți roadă, dorința mea este să aduceți roadă, el se referă a roadă în noi și roadă prin noi. Până când Duhul nu rodește în noi, El nu va putea rodi prin noi. Și atunci, roada Duhului, rodirea personală, transformarea în omul cel, cel nou este un aspect al rodirii. Roada Duhului are de face cu caracterul și dacă o citim cu atenție vom vedea că acoperă virtuți spirituale, sociale, personale. În Galaten 5, 20 și 23 este descrisă această roadă a Duhului. Roada Duhului din potrivă este dragostea, este bucuria, adică cea mulțumire vie, satisfacție sufletească, roada Duhului este pacea, adică lipsa conflictelor, a vrajbei, o liniște a inimii, este îndelunga răbdare, adică puterea de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente, este bunătatea, adică acte de bunătate, este facerea de bine, adică acte de caritate, de milostenie. Roada Duhului este blândețea, adică smerită în dispoziție și caracter, adică supus voie divine, cum traduce Septuaginta, cuvântul blândețe. Roada Duhului este și înfrânarea poftelor, adică controlarea dorințelor și impulsurilor, tărie untrică. În Noul Testament există 67 de versete care menționează cuvântul roadă. 54 dintre ele folosesc un cuvânt derivat din cuvântul grecesc harpazo, care sugerează acțiunea de a apuca, de a captura, de a cuceri. Sugerează o acțiune focalizată, un efort de a obține. Așa că roada este ceva ce trebuie să faci, ceva ce trebuie să cucerești, ceva ce trebuie să capturezi, să apuci. Este un efort focalizat de a produce ceva, de a obține ceva. Așa că atunci când Iisus spune, aștept de la voi ca mlădițe să rodiți, odată se referă la această roadă a Duhului în noi. Și am văzut o listă, dacă vreți, a roadei sau cele aspectele roadei Duhului Sfânt. Al doilea doua, doua lucru la care se gândește Iisus când vorbește despre rodire, este rodirea prin noi, întoarcerea altor suflete la Dumnezeu. Și Ioan, Isus în Ioan 17, 18 la 20, spune așa, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Așa că rodul după care a fost trimis Isus sunt oamenii, deci rodirea trebuie înțeleasă ca fiind și contribuția noastră la lărgirea împărăției. Cum? prin proclamarea Evangheliei, prin actele de slujire, prin implicarea noastră în viața Bisericii, a Trupului lui Hristos, într-o lărgire a împărăției. Așa că atunci când Dumnezeu, Domnul Isus, ne promite rodire, promisiune că cei ce sunt în El rodesc, se referă la ambele aspecte, rodire în noi și rodire prin noi. Dar să nu uităm, Duhul Sfânt nu va putea rodi prin noi dacă nu a lucrat mai întâi ceva în noi. Și atunci, rodirea trebuie înțeleasă ca fiind contribuția noastră la zidirea trupului lui Hristos și la lărgirea împărăției prin răspândirea Evangheliei. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu și asta ceea ce promite Dumnezeu celor ce sunt ai Lui roadă în noi și roadă prin noi. Dar acum aici apare o frământare practică. Poate cineva să fie în Hristos și să nu aducă roadă? Poți să fii în Hristos și să nu aduci roadă? Și răspunsul este da, pentru o vreme. Acest principiu este bine subliniat în pilda smochinului neroditor care spune așa, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caută rod în el și ne-a găsit. Atunci a zis vierul, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taie el, la ce să mai cuprinde și pământul degeaba. Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Sigur că pilda îi vizează în primul rând pe poporul Israel. De trei ani, de când Isus era în lucrare, tatăl căuta, căuta în zadar un rod în smochin care spolzează Israelul. Israel se împotrivise lui Isus, se pregăteau să-l răstignească. Dumnezeu propune tăierea. Domnul Isus mai cer un an de îndurare, de har, un an în care să mai încerce tot ce se poate pentru ca smochinul să aducă rod. Sigur, la asta se referă pilda în primul rând. Numai că principiul acesta se poate aplica, ni se poate aplica și nouă. Dovada este modul în care Domnul Isus se raportează la bisericile din Apocalipsa. Erau bisericile lui în Apocalipsa. Le face o promisiune și o avertizare. Și biruința o chemare la întoarcere la el. Biruința este condiționată de rămânerea în Hristos. Nerămânerea, refuzarea, va conduce la vărsarea din gura lui, la luarea sfeșnicului din locul lui și așa mai departe. Și atunci, poate cineva să fie în Hristos și să nu aducă roadă? Da, pentru o vreme. Întrebarea sau aplicația pentru noi este, cum arată mlădița mea? Aduce roadă sau nu? nu pot întinde la nesfârșit această nerodire. Domnul Iisus, da, mai oferă timp. Apoi își va retrage mâna. Nu-ți poți permite prea multă vreme nerodire și viață în același timp. Și asta este partea tulburătoare. Poți să fii în Hristos și să ne aduci Da, pentru o vreme. Dar nu pentru foarte multă vreme. Nu-ți poți permite nerodire și viață în același timp. De câtă vreme Așteaptă Dumnezeu după tine. Și textul nostru merge mai departe. Și pe orice nadiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că rodirea este un proces pe locuri dureros, dar necesar. Curăția viei, curățirea viei presupune îndepărtarea sau reducerea anumitor părți ale plantei, părți care pot îngreuna, dezvoltarea și rodirea viitoare a plantei. Când Dumnezeu îți vede dorința de a rodi, te curățește pentru a aduce mai mult rod. Bine, dar ce înseamnă curățirea asta? Cum te curățește El ca să aduci mai mult rod? În termeni practici, în viața de zi cu zi, cum arată curățirea asta? Cum te curățește vierul Dumnezeu ca să aduci mai mult rod? Iată câteva moduri în care El te curățește. Unul, prin învățătură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cum te curățește Dumnezeu? Prin învățătură. Este modul cel mai puțin invaziv. El îți vorbește, El te învață, El te curăță prin învățătura pe care ți-o dă. Cauți să cunoști Scriptura ca să-și poată face lucrarea în tine? O altă metodă de curățire sunt încercările. Circumstanțe, situații în care Dumnezeu ne lasă cu scopul de a dezvolta în noi calitățile necesare devenirii noastre. Încercările, cum spunea Thomas Kempis, ne procură prilej de luptă ca să învingem. Care sunt încercările prin care treci zilele acestea? Oare ce tip de rod dorește Dumnezeu să dezvolte în tine? Poți numi o încercare prin care treci, pe care o resimți puternic? Întreabă-te, oare ce vrea să scoată Dumnezeu din asta? Învățătură, încercări, necazuri sau greutăți, situații complicate și neplăcute, situațiile acestea complicate și neplăcute ne curățesc și ele. Necazurile de azi ne învață cum să le evităm pe cele de mâine. Care sunt necazurile prin care treci azi? Este ceva de învățat în ele? Pentru că vierul ne curăță, ne curățește și prin necazuri și greutăți. Eșecuri? nereușite ale planurilor noastre care ne-ar fi putut duce în direcții periculoase din punct de vedere spiritual. Ți-ai făcut un plan, ai crezut că e bun și pare bun, ai pornit în împlinirea lui, este ceva ce pare inofensiv, este ceva ce este moral, ai pornit în direcția respectivă și nu reușești. Intri într-un eșec și te întreb de ce. Poate pentru că reușind în direcția aceea, ar fi condus în zone periculoase din punct de vedere spiritual. În alte cuvinte, Dumnezeu taie țesutul viu pentru ca acesta să nu-ți absoarbă vigoarea spirituală de mai târziu. Refuză, te conduce la un eșec, îți închide o ușă. Ce părea bună? Pentru că el vede dincolo de ea ce se poate întâmpla. Pentru că el vede că vigoarea ta spirituală poate fi măcinată dacă continui pe drumul acesta. Ce să sunt eșecurile? Neîmpliniri, dacă vreți. Adică dorințe, poate unele ascunse ale inimii, care împlinite, dacă ni le-ar împlini Dumnezeu, ne-ar fi putut deturna de pe traiectoria intenționată de, de El. Vedeți? Curățirea aceasta nu înseamnă întotdeauna a tăia ce este rău, ci înseamnă de multe ori a tăia ce este bun pentru a impulsiona ceea ce este cel mai bun. De multe ori vierul când curăță via, taie mlădițe în viață. Taie bucăți în anumite mlădițe ca să le stimuleze creșterea. Dar taie părsa de plante care sunt viabile. De ce? Pentru că lecția asta de viață o știm deja și am repetat-o de multe ori. Uneori bine poate fi dușmanul lui cel mai bine. O altă metodă de curățire pot fi întârzierile. Deseori Dumnezeu are un orar diferit de al nostru sau întârzie împlinirea dorinței noastre pentru a ne curăța de nerăbdare cu scopul de a rodi un spirit răbdător sau dependența de el. El își întârzie împlinirea anumitor lucruri. Dorințele noastre nu ajung să se împlinească ca să ne curățească de nerăbdare sau să ne mărească dependența de El, să-L recunoaștem că în spatele tuturor lucrurilor se află El. Mustrări și pedepse este o altă unealtă de curățire. Fiule, nu disprețui pedepsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nu pe orice fiu pe care îl primește. Ni se spune în Evrei 12. Mustrările și pedepsele sunt o altă metodă de curățire a mlădiței. Pentru că în momentul deciziei de a urma pe Hristos, începe un proces îndelungat, pe alocuri dureros, de rodire. Nimic mai puțin, nimic altceva. Dumnezeu ne curățește ca să rodim, îngăduind să trecem prin situațiile menționate mai sus, folosind cele șapte unelte pe care le-am menționat mai înainte. Dumnezeu ne învață dragostea, lăsând oameni dificili în jurul nostru, oameni greu de iubit. Dumnezeu ne învață bucuria, îngăduind momente de tristețe în viața noastră. Dumnezeu ne învață ce este pacea, lăsând timpuri de confuzie în viața noastră. Dumnezeu ne învață îndelunga răbdare, forțându-ne să așteptăm împlinirea nevoilor noastre. Dumnezeu ne învață înfrânarea poftelor, îngăduind situații în jurul nostru în care împlinirea lor nelegitimă ne dă Rămâneți în mine și eu vă rămânea în voi, continuă Domnul Isus. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Am ajuns la a doua întrebare. Condiția. Dumnezeu vrea să rodim? Rodirea înseamnă ceva în noi, roadă în noi și roadă prin noi. Rodirea este un proces pe alocuri dureros, dar necesar, am învățat până acum. Dumnezeu ne curățește ca să ducem mai multă roadă și am văzut cum. Și acum, care e condiția acestei rodiri? Promisiunea este că vom rodi. Condiția, rămânem în Isus. Rămânerea în Isus este condiția rodirii noastre. Bine, dar ce înseamnă rămânere în Isus? Ce înseamnă aia să rămână în Isus? Adică ce? să fiu înscris în registrul unei biserici, ca membru. A rămâne în sus înseamnă să particip la anumite activități religioase, să mă duc în fiecare duminică la biserică. A rămâne în sus înseamnă practicarea anumitor ritualuri religioase. Ce înseamnă a rămâne în sus? Scriptura se explică cu Scriptura. Rămânerea în sus înseamnă câteva lucruri. 1. Păzirea credinței adevărate. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi, spune Ioan. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea un fiul și în tatăl. Vrem ceva mai clar? Să rămânem, să păzim credința adevărată. Iisus este Hristosul, Mântuitorul Lumii. El este Fiul lui Dumnezeu. Tot Ioan spune în 1 Ioan 4. Cineva mărturisit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Păzirea credinței adevărate, așa cum ne-a fost dată, corectă, este o condiție de rămânere în El. Rămânerea în El mai înseamnă trăirea în ascultare de El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Simplu, clar. Dacă zicem, tot eu am spune, dacă zicem că avem părtășie cu El, adică dacă rămânem în El, suntem cu El, suntem legați de El și umblăm în întuneric mințim și nu trăim adevărul. Păzirea credinței adevărate înseamnă rămânere în El, să te ții de doctrina sănătoasă și curată. 2. Trăirea în ascultare de El. 3. Rămânerea în El mai înseamnă relații sănătoase cu cei din familia lui Dumnezeu tot eu am vorbește, unul am patru, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns de săvârșită în noi. Relațiile dintre noi, modul cum le administrăm și le dezvoltăm și ne tratăm unii pe alții, dovedesc rămânere în Isus sau nu. Și patru, păzirea inimii. Luați seama, dar spune în Evrei 3, Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, să vă scoată din el, să vă despartă. Păziți-vă, inima să, să nu fie rea și necredincioasă. Ce înseamnă rămânerea în el? Cel puțin aceste patru lucruri. A partea tulburătoare în toată explicația aceasta este următoarea. Rămânerea în viță este o decizie aflată la îndemâna mlădiței. Imperativul din versetul 4, rămâneți în mine, plăsează responsabilitatea rămânerii în Hristos pe umerii noștri. Este ipocrizie maximă să vii să spui sau să te rogi, Doamne ajută-mă să rămână, eu, eu, eu vreau să rămân în tine, Doamne eu rămân în tine, fără să faci nimic. Rămâneți în mine, este o poruncă, este ceva ce noi avem de făcut. Cum ești? Ocupi spațiu, dai senzația de viață, dar ești neroditor. Ce anume îți sugrumă rodirea? Dumnezeu ne promite rodire, condiția este să rămâi în Isus. Și așa se și încheie textul nostru. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. În alte cuvinte, eșuază, eșuează în rodire și vei eșua și în intrarea în împărăție. Și afirmația este cât se poate de tulburătoare. Mlădița neroditoare, ne spune textul? Foarte interesantă succesiunea. Mai întâi este aruncat afară, apoi se usucă și abia mai apoi este arsă în foc. De ce această descriere secvențială? O mlădiță care a fost tăiată și aruncat afară datorită nerodirii, mai are vreo altă șansă decât uscarea și aruncarea în foc? Am putea să ne întrebăm când citim un astfel de text. Se pare că da. Și aici apare partea luminoasă, apare o geană de speranță. Dacă este tulburător faptul că eșuând în rodire vei eșua în intrarea în partea luminoasă, geana de speranță, este aici. Chiar și în mijlocul celor mai negre și mai tulburătoare a lui Dumnezeu. Mai există o măsură de har, de speranță, de viață, până în ultimul moment. Mlădița neroditoare a fost tăiată din viță înainte de a se fi uscat de tot. De ce? Tocmai pentru a exista șansa realtoirii. Oare forțez nota? La un moment dat așa am crezut, dar nu cred că forțez nota. Pavel lucrează cu metafora tăierii, altoirii și realtoirii în Romanii 11, de la 17 la 24. Ascultați-l pe Pavel vorbind. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic, vorbește despre neamuri, despre noi, tu, care, iar dacă, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te foli față de ramuri. Versul 19, dar vei zice, Evreul, vezi, zice, ramurile au fost tăiate, nu, cel din neamul va zice, ramurile au fost tăiate ca să fie altoit eu. Și Pavel răspunde, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa dar, ci temete. Și ascultați încheierea. Și chiar ei, cei tăiați afară din cauza necredinței, nerodirii. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Prin urmare, Dumnezeu poate să altoiască iarăși o mlădiță tăiată. Cu toate acestea, oare cât poți aștepta și să și fii în siguranță? Nimeni nu știe. Cred că până încă respiri, ușa ți este deschisă. Dacă ești o mlădiță neroditoare? Dacă ai senzația că ai fost tăiat? Până la uscare și ardere în foc, ai șansa altoirii din nou. Promisiunea rodirii nu este un cec în alb. Versul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Versetul 5 strânge la oaltă tot ce am avut de spus. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Este o promisiune. Și gândiți-vă, spune Iisus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Promisiunea rodirii își are condiția. De ce credeți că până nici poporul Israel nu a intrat direct în țara promisă? Le era promisă țara. Dar nu au intrat direct în țară. Au trebuit să traverseze pustia. De ce? Pentru că țara promisă întotdeauna se găsește de partea cealaltă a pustiei. Rodirea ta este garantată, dar dacă traversezi pustiul rămânerii în el. Orice promisiune se împlinește după traversarea pustiei, după împlinirea condiției atașate. Aceasta a fost promisiunea rodirii.